Bună seara, doamnelor și domnilor, în emisie Reflector Analitic. După câteva ați obișnuit, intrăm în casele domniilor voastre cu cele mai importante aspecte ale vieții social-politice. De această dată ne-am propus să discutăm despre faptul cum au decurs discuțiile pe care le-a lansat președintele țării Igor Dodon partidilor parlamentare în vederea creierii viitorului guvern. Salut prezența în studio a domnului Vladimir Bolea, deputata blocului politic acum. Bună seara și bine ați venit, domnule Bolea. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. A domnului Valeriu Ghilețchi, ex-deputat, bună seara și bine ați venit la Reflector Analitic. Bună seara. Și a domnului Fadei Nagacevski, avocat, bună seara. Domnule Bolea, haideți să începem cu dumneavoastră această emisiune și să ne spuneți. Până la urmă, blocul politic, deci am făcut această rectificare și în prezentare, astăzi colegii dumneavoastră au venit în cadrul unei conferințe de presă în care au zis că blocul electoral a fost în campanie electorală, de azi înainte va fi blocul politic acum. Ce urmează să se întâmple? Au dat colegii curs invitații de a discuta cu președintele țării. Acum, ce pași va întreprinde? Vă rog. Deci asta nu s-a întâmplat nimic deosebit de ceea ce a fost. De principiu, din punct de vedere juridic, în campania electorală a fost un bloc electoral. În contractul căruia, chiar de în prima zi când a fost semnat, scria foarte explicit că 3 zile după validarea de către Curtea Constituțională, acel bloc electoral format din 2 partide politice, reprezentanța societății civile, se termină, după care astăzi noi am declarat că blocul electoral acum se va numi blocul politic, acum format la fel din 2 formațiuni politice și în rest nimic. Am semnat nimic diferit de ceea ce a fost, adică dacă vorbim pentru alegători, pentru cetățenii Republicii Moldova, toată lumea trebuie să înțeleagă că dacă vorbim despre programul nostru electoral care ne-am lansat în campanie, lucrurile despre care noi am vorbit, obligațiile care le-am luat, toate sunt la fel de vii și adevărate și în etapa actuală ca atunci în ziua în care vorbeam în campanie preelectorală înainte de alegeri. Spuneți-ne, vă rog, de ce totuși s-a fărmițat, iau în ghilimele de rigoare, 2 fracțiuni? Dar nu s-a fărmițat. Deci noi am fost 2 partide politice și am devenit 2 fracțiuni în cadrul unui bloc politic. Nu s-a întâmplat nimic diferit de ce a fost. Dar absolut nimic diferit. Noi nu vorbim despre o fuzionare a partidelor în timpul campaniei electorale, că acum nu știu ce noi ne-am despărțit. Deci noi nu vorbim despre nimic diferit. A fost atunci blocul electoral, acum e blocul politic acum. Domnule Bolea, câți membri are o formațiune și o fracțiune? Deci în total, după cât știm, blocul acum are 26, după cum urmează, după datele preliminare, probabil vor fi 14-12. Vă mulțumesc. Domnule Ghilețchi, vreau să vă exprimați punctul de vedere, iată, la această inițiativă a președintelui Dodon de a avea o discuție cu reprezentanții fiecărui partid și cum vedeți dumneavoastră viitorul guvern. Care partid îl vor forma? Cred că domnul Dodon și virtutea funcției pe care o decide trebuia să ia această inițiativă. Am ascultat discursul domnului președinte la ședința de constituire a noului parlament. Au fost puse anumite accente care trebuiau puse, adică m-am bucurat să-l aud pe domnul președinte spunând că el va recunoaște orice majoritate parlamentară care se va forma în parlament, dar e nevoie de o majoritate parlamentară pentru a forma un guvern. De aceea, aceste discuții care au avut loc astăzi, ele în mod normal ar trebui să ducă la crearea unei majorități parlamentare. Am ascultat astăzi și ședința blocului acum, adică ședința, conferința de presă, dar blocului acum, am auzit poziția domniilor lor vis-a-vis de viitorul guvern. Ei vor un guvern minoritar. După mine, chiar și un guvern minoritar, dacă vrei să investești, oricum e nevoie de discuții. E nevoie să găsești parteneri, partide, fracțiuni care își vor asuma responsabilitatea oferindu-ți votul de încredere pentru formarea acestui guvern minoritar. Deci, prin urmare, discuțiile sunt absolut necesare. Dumneavoastră, la început nu vi s-a creat impresia că blocul acum se poziționează în opoziție? Astăzi s-a dovedit a fi mult mai flexibil sau este o percepție subiectivă? Bine, blocul acum a dat de înțeles că mai degrabă se va duce în opoziție decât să se așeze la o masă de negocieri cu Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor, ceea ce după mine este o greșeală politică. Eu cred că în acest timp blocul acum a simțit că
alegătorii sunt nemulțumiți de faptul că ei s-au resemnat în opoziție și acum au venit cu o nouă abordare, spunând că ei sunt gata să-și asume guvernarea, dar de unii singuri, adică în cadrul unui guvern minoritar. Ceea ce, după mine, din nou, nu este prea logic o asemenea abordare. Toți partenerii externi au făcut aceste apeluri, spunând, ei au făcut un apel către partidele politice, cerând ca țara să fie guvernată în baza votului cetățenilor. Atunci când ai votul cetățenilor, înseamnă că vă recunoști că ai obținut 26 de mandate, unul 30, alții 35, te așezi la o masă de tratative, formezi o majoritate, investești un guvern și guvernezi țara. Spuneți-mi, vă rog, iată, astăzi doamna Maia Sandu a fost propusă pentru funcția de prim-ministru, Andrei Năstase pentru cea de președinte a Parlamentului. Indiferent cu cine vor merge ei pentru a forma viitorul guvern, credeți că acest scenariu este real? Nu cred, pentru că, repet, pentru a atinge anumite obiective, inclusiv cel de a deveni prim-ministru în Republica Moldova, trebuie să duci negocieri cu alte partide politice pentru a forma o majoritate. Noi am avut în cadrul PLD MEC când doamna Maia Sandu era în aceeași echipă, a fost înaintată la funcția de prim-ministru, ea a refuzat atunci, discutând până la urmă cu Partidul Democrat, dacă nu greșesc, a avut niște discuții, apoi a anunțat fracțiunea că refuză să accepte această înaintare la funcție de prim-ministru. Deci, prin urmare, doamna Sandu cunoaște foarte bine care sunt pașii care trebuie făcuți înainte ca să poți fi nominalizată la funcție de prim-ministru. Ai nevoie de o majoritate care să te sprijine. Astăzi a fost mai mult declarații de ordin politic decât decizii care ar avea o anumită continuitate. Pentru a avea această continuitate, repet, e nevoie de o înțelegere, e nevoie de un sprijin politic, e nevoie de un consens, să găsești anumite puncte de vedere, un numitor comun și te miști înainte. Da. Domnule Nagacevski, vreau să ajungem la aspectului juridic. În declarațiile deputaților, deja celor de la acum, există o serie de revendicări ce țin de demisia anumitor funcționari. Eu vreau să vă întreb, în ce măsură se încadrează în limita legalului, pentru că au depus și niște proiecte care urmau să fie discutate pe agenda Parlamentului și s-au ciocnit, au invocat cei din secretariat de un vacuum juridic. E așa sau nu? Bine, haideți în primul rând să punem accentele corect. Dacă observăm, Maia Sandu și Andrei Năstase în principiu au spus că ei sunt dispuși să accepte guvernarea prin oferirea funcției de prim-ministru și oferirea funcției de speaker a Parlamentului, dar înainte de a fi investit guvernul, să fie votat pachetul ăsta de legi, de hotărâri a Parlamentului. Dacă este să ne uităm peste procedurile legislative, și mie mi-apar suspiciuni cu privire la posibilitatea intrării în procedură legislativă a anumitor acte, proiecte de legi, proiecte de hotărâri care ar urma să fie votate în cadrul plenului Parlamentului. Bine, există o hotărâre a Curții Constituționale care ar justifica chiar și în afara constituirii tuturor fracțiunilor, în afara constituirii organelor de lucru, care ar justifica posibilitatea votării unor anumitor acte normative. Însă aici vorbim de caz, spre exemplu, de modificarea sistemului electoral. Și nu este o simplă modificare sistemului electoral. Aici se propun novații. Eu am studiat proiectul modificărilor care le propun ei, deci este vorba de o novație ca, spre exemplu, că listele electorale pe circumscripția națională să fie formate ținându-se cont de reprezentativitatea din cel puțin două treimi din unitățile administrative teritoriale de nivelul 2, să fie cel puțin câte un reprezentant de respectivele unități. În condițiile speciale, eu cred că ar fi nevoie nu doar de avizele comisiilor permanente a Parlamentului Republicii Moldova, probabil ar fi nevoie chiar și de avizul comisiei de la Veneția pentru un asemenea proiect de lege. Nu exclud că ar fi nevoie și de un aviz al Guvernului Republicii Moldova. Da. Același timp, nu știu cum se împacă asta cu ideea alegerilor anticipate, în condițiile în care tu introduci noi modificări la sistem electoral, care în principiu nu readuce la poziția, la sistemul proporțional, așa cum a fost până la modificarea și trecerea la sistemul mixt, ci introduce inovații în condițiile date. Ce facem cu recomandările Comisiei de la Veneția privind interdicția de a face alegeri perioada de una de zi după modificarea legislației electorale? Dar, în același timp, este foarte interesantă poziția blocului acum. Pe de o parte, ei spun că ei sunt gata să-și asume guvernarea, dar propun o declarație politică care, în principiu, nu este altceva decât o declarație de condamnare, de inițierea procesului penal împotriva unor reprezentanți a Partidului Democrat, inclusiv președintelui Partidului Democrat. În același timp, prin declarația propusă, se
indică necesitatea votării legii Magnitsky, care este un nonsens pentru Republica Moldova. Noi nu suntem partea blocului Uniunii Europene pentru ca să putem să intrăm într-un conflict direct cu Federația Rusă. Deci sunt foarte multe chestiuni care ridică semne de întrebare cu privire la sinceritatea propunerilor. Ei într-adevăr doresc să inițieze o discuție în vederea deblocării situației sau pur și simplu încearcă să iasă din situația care au creat-o tot ei prin faptul că inițial au spus că nu intră sub nicio formă în comunicare publică cu Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat în vederea deblocării situației politice post-alegeri. Deci eu încă nu am suficientă claritate ce vor ei. Chiar vor guvernare sau eu asta găsesc o formulă pentru a fugi de guvernare și a trece în opoziție? Domnul Bolea, vă rog, poziția dumneavoastră. Cu siguranță noi nu căutăm nicio poziție ca să fugim de guvernare, dar eu aș vrea să reiterez ceea ce am vorbit și înainte de alegeri, de ziua alegerilor, și vreau să spun alegătorilor și ascultătorilor emisiunii noastre că nu s-a schimbat nimic din poziția noastră în ceea ce privește atitudinea pentru așa numitele partide care mai numite în popor binom sau acum mai nou este și un trinom. La etapa actuală, nu s-a schimbat nimic în percepția noastră pentru Partidul Socialiștilor ca nivel de credibilitate sau pentru Partidul Democraților. Ca noi să ne schimbăm retorica sau să ne schimbăm atitudinea și să începem negocierile cu ei direct. Mai mult ca atât, înainte de ziua alegerilor, noi am semnat cu câteva zile înainte, am semnat și o declarație prin care ne-am asumat public față de alegătorii noștri că noi nu vom face coaliții cu acești jucători politici din Republica Moldova. Lucru care înseamnă că noi trebuie să fim perseverenți și coerenți în acțiunile noastre politice. Pentru că altfel ar însemna că noi jucăm și mințim. Nu există, dacă vorbim despre adevăr, retorică preelectorală, postelectorală. Dacă vorbești un adevăr, el este permanent acel adevăr. Faptele care le facem noi acum nu înseamnă nimic altceva decât o modalitate prin care noi încercăm pe platformă de parlament să începem niște discuții în interiorul Parlamentului Republicii Moldova cu jucătorii politici din acel parlament, care au declarat suscitare că unici cu lor interes este prosperitatea Republicii Moldova. Dar ca să prospere această țară, și avem aici un domn avocat care o să spună sigur, este nevoie de un stat de drept, stat de drept care lipsește cu desăvârșire la etapa actuală în Republica Moldova. Ca să înceapă să funcționeze acest stat de drept, trebuie să eliberate toate instituțiile de drept din Republica Moldova care sunt la etapa actuală capturate. Ne uităm vara anului trecut în 2018, etc., etc., când au fost anulate ilegal alegerile alea, adică au fost depășit limita totală pentru o pedeapsă și multe alte lucruri. Ca să începem să facem aceste lucruri și să dăm dovadă de credibilitate, trebuie să trecem de la nivelul de jocuri politice la nivelul de fapte. Pur și simplu niște fapte. Noi am venit cu această ofertă, guvern minoritar, noi am venit cu această ofertă de președinte de Parlament pentru toți deputații din Parlamentul Republicii Moldova, pentru care ceea ce am spus noi, și mai mult ca atât, eu cred că Partidul Socialiștilor în 2016, dacă nu greșesc eu, a venit la fel cu o declarație în Parlament, însemnată așa, despre faptul că statul Republica Moldova este corupt, de lupta cu oligarhie, etc., etc. Domnule, adică foarte multe puncte corespund cu ceea ce avem noi. Spuneți-mi, vă rog, dacă ar fi să mergem pe metoda deducției din ceea ce ați spus dumneavoastră și din ceea ce ați remarcat în campania electorală, că sunteți pentru ca țara să fie scoasă de sub captivitate, atunci am deduce că acum va merge doar cu PSRM în condițiile în care vorbim de niște negocieri ca să trimită PD-ul în opoziție. Asta ar fi logica? E o deducție desprinsă? Nu. Pentru noi, la etapa actuală, ca și în campania electorală și campania post-electorală, acum vorbim despre declarații politice, nu este nicio diferență între acești doi jucători politici. Vă mulțumesc. Pentru că de-a lungul anilor, tot ce au votat ei și tot ce au făcut ei ca și acțiuni politice se încadrează perfect într-o alianță foarte bună politică, chiar dacă a fost una neformală. Domnule Ghilețche, un guvern format în asemenea condiții este un guvern temporar? Cum îl percepeți dumneavoastră? Despre care guvern vorbiți? Care urmează să fie, nu știu, constituit? Eu vreau să fie un guvern care să activeze timp de 4 ani, adică având mandatul unei majorități parlamentare. Dar există premize să credem acest lucru? Bun, depinde de actorii politici care sunt în Parlament. Ascultându-l pe domnul Bolea, văd că sunt niște erori pe care el le comite, pentru că cei ce declară domnul Bolea poate fi realizat doar în situații în care ai mandatul cetățeanului.
pot să declar orice, dar dacă nu ai 51 de mandate, nu faci nimic. Pentru că e simplu, adică sunt niște reguli logice în orice țară din lume. Adică, la drept vorbind, eu pot să-mi propun să ajung pe lună. Nu contează. Eu, dacă am mandatele acestea, fac acest lucru. Și apoi nu aveți dreptate în ceea ce spuneți că sunteți consecvenți. Este o anumită doză de adevăr în ceea ce spuneți, dar totuși este și un alt element. Orice bătălie politică trebuie să se încheie la urmă cu un armistițiu. Adică, după ziua alegerilor, îți bagi sabia în teacă și te apuci să guvernezi țara. Sunteți în bătălii politice. După ce bătălie politică s-a încheiat, de altfel noi vom fi într-o bătălie politică continuă. Asta este un element. Al doilea element, noastră ați mers pe ideea unui război total și acum ați suferit o înfrângere totală, dacă vreți. Pentru că dacă nu ați câștigat cele 51 de mandate, trebuie să vă resemnați, trebuie să reșiți din calculul care vi l-au dat cetățenii și în baza acestui mandat de 26 de deputați pe care îl aveți, să luați anumite decizii ca să puteți scoate țara din captivitate. Așa cum spuneți dumneavoastră, aveți nevoie de putere. Prin declarații politice nimeni nu va scoate țara din captivitate. Dar ca să vii la putere trebuie să faci niște compromisuri, trebuie să faci niște cederi, te așezi, fii cu un partid, fii cu alt partid. Și apoi un alt element, o altă eroare. Adică, pe de o parte, dumneavoastră, chiar și în adresa mea, au fost anterior învinuiri, ești un transfug și așa mai departe. Deci eu... fost... Nu, nu, nu dumneavoastră, colegi de dumneavoastră, da. Nu, eu mă dăre așa, la modul general. Și... ansamblu, da. Da, da. Deși a fost dat afară din fracțiune. Dar nu acest element important. Pe de altă parte, dumneavoastră, veniți acum în Parlament și spuneți, domnule, noi așteptăm ca alți deputați să vină să voteze pentru noi. Dar cum să voteze pentru voi? Nu cunoașteți regulile de joc? Iar, din nou, iată aici, îi dau adică îl respect pe domnul Dodon, avem în Parlament și stați un pic. Voi, dacă vreți un vot în Parlament, haideți să ne înțelegem. Politic să ne înțelegem. Dar nu așa prin felul în care venim în Parlament, îl propunem pe domnul stați președinte de Parlament, să vedem cine dintre deputați va vota. O propunem pe doamna Sandu prim-ministru, să vedem cine dintre deputați va vota. Nu așa se face, domnul Bule. Okay. Te-ai așezat, ai făcut anumite înțelegeri și în baza acestor înțelegeri ți-ai asumat un program de guvernare, ai primit votul de politic, a venit în fața cetățenilor și ai guvernat. Ok. Rog, eu am să încep, da, pentru că, da, încerc scuze, deci, știți de ce noi trăim atât de prost în Republica Moldova în 30 de ani? Pentru că de fiecare dată am procedat așa, cum spunea domnul Ghelețchi. Deci este o practică. Cum spunea Einstein, ești un pic nu foarte inteligent dacă de fiecare dată procedezi la fel și aștepți alt rezultat. Adică de fiecare dată în campanie preelectorală s-a vorbit ceva, 30.000 de sirieni, alte tâmpeni, ca să câștigăm. După ce am câștigat, gata, am uitat despre tot, ne pupăm și începem să prădăm țara. Nu, dacă am vorbit despre niște lucruri și ele au fost adevărate, nu înseamnă război politic total. Pentru că noi nu vom putea elibera țara dacă noi am venit acum și spunem că gata, noi atunci am mințit, noi ne-am jucat de-a țurca, noi ne-am jucat de-a niște jocuri și politice elibera, să ajungem. Păi trebuie de luptat în continuare. În interiorul, Parlamentul este o platformă democratică de luptă și de lucru. Și da, într-adevăr, da, am luat 26 de mandat și este o victorie. Pentru că sistemul ăsta de vot mixt care a fost schimbat acum este o victorie că le-am luat noi acest 26 de mandate. Pentru că totul a fost împotriva noastră. Inclusiv și lipsa de finanțe și de media, etc., etc. Nu trebuie de subapreciat efortul și efectul de la votul care a fost de acest 26 de mandate. Dar a fost ceva ok. Da. Domnul Gacevski, eu vreau să ne spuneți modul în care ați developat dumneavoastră, iată, prezența tuturor liderilor partidilor politice care au acces în Parlament astăzi la președinție. E un pas înainte, îl putem înțelege că sunt deschiși spre a ceda, pentru că o să continui cu permisiunea dumneavoastră, domnul Ghelețchi, acel gând că în politică mai trebuie și să cedezi uneori. Bine, eu toată vremea mă bazez pe înțelepciunea politicienilor și sper, sunt optimist că este un început de discuție. Eu foarte mult sper că ei au venit cu intenția de a discuta, de a tăia nodul ăsta gordian și, într-adevăr, în politică mai există și formula asta de negociere, înaintezi niște condiții imposibile, că să ai de unde tăie la negociere. Nu știu pe cât este de sinceră poziția blocului acum și dacă ea este dispusă în realitate să negocieze. De altfel, s-a spus că la noi este o practică stabilită, că se discută pe sub masă, nu știu ce se întâmplă. Eu am să-i amintesc domnului Bălea că în 2009 guvernarea a fost schimbată și s-a început o nouă guvernare în baza unei declarații, tot s-a făcut o declarație politică prin care s-a stabilit că justiția este capturată în Republica Moldova. De la ce am început și unde am ajuns? Deci a fost o declarație politică, s-a creat o majoritate sub semnătura lui Ghimpo, acea hotărâre a Parlamentului. Acea hotărâre a Parlamentului, în baza ei, am fost criticați de Uniunea Europeană. Ni s-au încheiat și acorde sociale, ni s-au deschis anumite fonduri, dar până la urmă noi am ieșuat. Noi mergem atunci pe aceeași cale, facem declarații politice, nu găsim consens, deschidem o luptă totală care a fost preelectorală, trecem în post-electorală printr-o luptă totală.
un război total care va slăbi statul și până la urmă noi spre ce tindem? Spre dispariția Republicii Moldova? Sau noi totuși trebuie să stabilizăm politica și să democratizăm statul conform regulilor occidentale? Prin război total nu democratizează statul. Prin aceasta doar creez haos și panică în societate. Domnule, la noi societatea așa este bolnavă. Se tot vorbește despre posibile scenarii care ar putea servi pentru viitorul guvern. Că indiferent care vor fi acei actori, anumite partide vor avea de pierdut. Dacă, nu știu, merge să exemplific, nu știu, acum cu PSRM, acum sau PSRM-ul va avea de pierdut. Aveți această viziune? Bine, haideți, politicienii, eu știu, cu politicienii au o frică permanentă de acel rating politic. Băi, eu știu un lucru, da, prima efectul imediat probabil ar duce la diminuarea cu câteva puncte procentuale a ratingului. În condițiile în care tu demonstrez capacitate de a genera calitate, cum a spus doamna Maia Sandu, că este dispus în jumătate de an să deschidă fonduri, să aduc fonduri de Uniunea Europeană de 200 de milioane de euro. Da. În cazul în care banii respectivi sunt aduși, sunt investiți în economia Republicii Moldova și se generează calitate, se demonstrează că se lucrează asupra asanării justiției în Republica Moldova. Eu sunt convins că ratingul ăsta nu că va reveni la normalitate, ci el va depăși cu mult punctele procentuale care erau anterior negocierilor. Da, probabil o să fie o clasă de persoane nemulțumite care vor spune, da, pentru ce ați făcut, noi v-am votat ca voi să vă luptați și asta va putea să fie tratat în anumit punct de vedere că nu este o luptă, dar e o formă de supunere a regulilor sistemului. Dar eu un lucru știu, pentru ca să demolez un anumit sistem, ca să schimbe anumite reguli într-un sistem, există două formule, fie revoluția, fie a doua, intră în sistem și încerci a modela sistemul conform regulilor democratice. Vedem că chiar și partenerii externi nu sunt dispuși spre destabilizarea situației de Republica Moldova. Ei vor stabilitate, dar democratizare prin acțiuni concrete ale politicienilor în cadrul sistemului, prin investirea unui guvern stabil, prin formarea unei majorități stabile. Și aici voi cita și declarația, voi reaminti chiar și declarația ambasadorului Statelor Unite ale Americii, care scrie expres, oamenii buni, nu vă jucați cu focul, reveniți la normalitate. Domnul Bolea, iată, dacă vă așezați la masa de discuții și nu găsiți consens cu PSRM-ul, PD-ul și șor, până la urmă, este un element al vieții politice, sunteți dispuși de a merge în anticipate? Un partid politic întotdeauna trebuie să fie pregătit pentru alegeri. Respectiv? Suntem pregătiți. Un partid politic întotdeauna este pregătit pentru alegeri. Eu vreau să rămân în albe, iată ceea ce ați declarat dumneavoastră pentru negocieri. Am o curiozitate și în calitate de jurnalist și de cetățean. În acest interval de timp de la alegeri, ați discutat, dincolo poate de ochii presii, cu reprezentanții Partidului Democrat, cu Partidul Socialist? Sigur nu. Sigur nu. Nu. Sunteți dispuși să o faceți? Iată, pornind și de la ce s-a întâmplat astăzi. Deci platformă parlamentară, în Parlamentul Republicii Moldova, cu siguranță vor fi discuții. Da, în afară. În Parlamentul Republicii Moldova. Spuneți-mi, vă rog, iată, chiar țineam să continuați gândul ceea ce spunea și domnul Nagachevski legat de refuzul de a înregistra pachetul la secretariatul Parlamentului. Ce s-a întâmplat până la urmă? Considerați că v-a fost lezate anumite drepturi în calitate de deputație, o carență juridică? Îl întrebam și pe domnul avocat. Domnul jurist de la partid, da, de principiu, după o analiză, el a găsit că există modalitatea de a fi înregistrat acest pachet. Secretariatul a făcut trimitere la legea în vigoare și a fost înregistrat sub o altă formă decât un pachet de legi la etapa actuală. Făcându-se trimitere la același regulament de funcționare a Parlamentului. Da. Domn Ghelețche, dumneavoastră aveți experiență și în calitate de deputat. Viziunea dumneavoastră, de ce secretariatul a refuzat și dacă își găsesc ancorare aceste cereri ale deputaților de la acum? Pentru că iarăși domnul Nagachevski spunea că ar trebui procedural să fie un pic mai
complicată această stare de lucruri. Bine, procedurile sunt clare după mine, adică blocul acum încearcă să găsească o portiță prin care să registreze aceste proiecte de legi, dar asta ar fi să pui carul înaintea cailor. Adică procedura e foarte clară, trebuie cu organizate, adică alese organele de lucru ale Parlamentului, e nevoie de birou permanent, e nevoie de comisii, toate acestea sunt absolut necesare pentru a începe procedura legislativă. Dacă vrei să-l înregistrezi ca un act, că el să fie înregistrat acolo, da, dar nu poți să-l supui dezbaterilor în Parlament, chiar dacă l-ai înregistrat. El nu poate fi supus dezbaterilor în Parlament până nu treci toate procedurile care sunt prevăzute de regulamentul Parlamentului. Și din nou, nu știu dacă acest lucru este, după mine, mai mult din nou o declarație politică, pentru că blocul acum merge pe declarații politice și pe de o parte înțeleg, adică ca și politician înțeleg foarte bine care este scopul acestor declarații politice, dar din nou, noi trăim într-o realitate, domnul Bolea. Dumneavoastră ați făcut un pic mai devreme referință la regulile anterioare. Democrația, cum spunea, dacă nu greșesc, Churchill, nu-i cea mai bună adică model de guvernare. Dar nimic n-am inventat un mai bun. Adică, la drept vorbind, ai nevoie să respecti anumite reguli. Ele nu au fost inventate în Republica Moldova. Sunt reguli care sunt respectate în toate țările europene, în Occident, sunt în Statele Unite, aceste reguli sunt respectate. Iarăși, făcând referință și la declarația ambasadorului Statelor Unite și altor ambasadori, ei cer ca țara să fie guvernată în baza votului cetățenilor. Deci nu există o altă formulă. Adică, dumneavoastră, sigur, e dreptul dumneavoastră să vă poziționați într-un mod în care să nu negociați cu nimeni, să nu discutați cu nimeni, sperând că într-o zi veți avea 51 de mandat. Poate, nu știu. Dacă calculul dumneavoastră este corect, înseamnă că la următoarea lege veți primi un plus de mandate, poate treceți peste 51. Deși eu sunt foarte și foarte sceptic că veți realiza acest lucru. Astăzi, cetățenii v-au acordat 26 de mandate. Și aveți dreptate, eu n-am considerat că e o înfrângere. Din potrivă, e un rezultat bun după mine, dar ce faceți cu 26 de mandate? Dacă eu sunt un alegător care mi-am dat votul pentru dumneavoastră, eu aștept ca dumneavoastră să mi livrați deja anumite acțiuni. Dumneavoastră îmi veți livra 4 ani de zile declarații politice, dar eu vreau nu declarații, eu vreau într-adevăr să fie schimbată o instituție și cum spunea domnul Gacevski, să fie schimbată calitatea unui serviciu. Aceste lucruri le vreau. Cum le veți realiza? Exact aceleași lucruri le vrem și noi. Numai că trebuie să înțelegeți, eu vă spun sincer, că trebuie să ai posibilitatea să faci lucrul ăsta. La etapa actuală, încrederea care o avem noi, spre exemplu, pentru parteneri așa numiți din Parlamentul Republicii Moldova, că e Partidul Democrat, că este Partidul Socialiștilor, este nulă. Adică noi am venit cu aceste pachete de legi care ar urma să fie votate în Parlament legal, conform regulamentului, după ce va fi înregistrat, etc., etc., și vorbește despre dezvoltarea acelei încredere între factorii de decizie în Parlamentul Republicii Moldova. Adică nu e neapărat să fie pachetul nostru. După ce se face, poate să vină socialiștii. Noi să-l votăm. Înțelegeți? Încredere în cuvânt cheie. Dar de încredere e nevoie și din partea altora să o voteze pe doamna Maia Sandu sau să-l voteze pe domnul Stase. Deci oricum e nevoie de încredere. Încredere e o chestie reciprocă, nu e o chestie care numai dintr-o parte să vină. Deci a început discuția în felul următor. Au ieșit reprezentant Partidul Socialist într-o conferință de presă. Au făcut o ofertă. După care am ieșit, noi am făcut o ofertă. De la etapa actuală am făcut al treilea pas. Deci noi am venit cu o a treia ofertă din punct de vedere. Da, ea este politică la etapa actuală. Pentru că pentru a fi trecută din domeniul politic în domeniul practic, adică aplicabilității ei, trebuie în Parlamentul Republicii Moldova să înceapă procesul de vot. Înțelegeți? Să votăm președintele Parlamentului. Procesul de vot, oricum, domnul Bolea. Am o anumită experiență în spate și eu cred că și în alte parlamente. Am și experiența europeană. Ca să ajungi la procesul de vot, e nevoie de aceste negocieri. Eu nu zic că el trebuie să fie, nu știu cum, așa, obscure, dar e nevoie de, chiar și astăzi, cum să tăriți la președinție. Dumneavoastră puteți să vă tăriți platformă, inclusiv parlamentară, să considere dacă două formațiuni politice sau fracțiunile sau conducerii fracțiunilor se întrunesc și discută. Adică aceste discuții au loc înainte de vot. În orice majoritate parlamentară, cât am activat până acum, până ajungi în Parlament și până ridica mâna, tu ai discuții și cu... În cadrul fracțiunii. În cadrul fracțiunii și cu alte fracțiuni. Domnule, votăm așa, votăm așa. Și apoi ieșim în fața cetățenilor și votăm. Nu ieși acolo și ne convingem în plen unui pe altul. Deci și asta se întâmplă. Dar asta e excepția. Regula este că te-ai înțeles înainte de a ieși în ședința de plen, deja ai stabilit clar. Votez sau nu votez? Cum votez? Da. Domnule Nagacevski, vreau să pornesc, nu știu, de la o ipoteză potrivit căreia chiar pe rețele de socializare citeam că logic ar fi fost ca inițiatorul discuțiilor și dirijorul, dacă vreți, în aceste discuții să fie partidul care a acumulat cele mai multe voturi. Împărtășiți aceeași viziune, pentru că, cu tot respectul față de acum, de domnul Bolea, funcția de prim-ministru și funcția de președinte al Parlamentului într-un stat parlamentar înseamnă destul de mult.
Bine, eu nu sunt politolog, dar conform unei logici formale, după mine, este normal ca cel care a acumulat cel mai mult număr de voturi, număr de mandate, cel ar trebui să inițieze discuții și, în primul rând, el ar trebui să vină cu propunerile, ofertele politice, dar în cadrul unor negocieri, fiindcă există două formule. Te duci la conferință de presă și spui că eu ți-ți dau funcția de prim-ministru. Ceea ce după mine este o abordare greșită. În mod normal trebuie să se facă oferta de inițiere a unor discuții, după aceea partidele, reprezentanții partidelor care au intrat în Parlament să se așeze la masa de negocieri, indiferent unde. Că se face la sediul unui partid, că se face într-un restaurant, că se face în biroul Parlamentului Republicii Moldova. Nu este nicio problemă, dar chestiunile astea nu pot să le discuți în ședință publică a Parlamentului. Ele trebuie să fie discutate într-o formă sau alta. La urmă, nu mă deranjează faptul că blocul vine cu anumite oferte, propuneri. Hai și om discuta. Dar ei nu vin cu oferte de discuții. Haideți să eu îmi smut peste declarația politică. Cui este oferta asta dată? Prin declarație propusă se denunță capturarea instituțiilor statului expres de către PD sub conducerea domnului Vladimir Plahotniuc. Evident, cu PD-ul discuții nu pot să aibă. Prin declarația politică se propune votarea legii Magnitsky, unde să, ca anexă o serie de persoane fizice din Federația Rusă. Cu este oferta asta făcută? Partidul Socialiștilor, evident că Partidul Socialiștilor nu o să voteze un asemenea nonsens. În condițiile date, o asemenea declarație este cu scopul de a introduce un impas în discuții și de a bloca discuțiile și a ieși cu fața curată în fața opiniei publice. Uite, nu din cauza noastră nu au loc discuțiile, dar din cauza lor că ei nu au acceptat să voteze declarația asta politică. Asta nu este abordare constructivă. Asta domnule este absurd. Nagacevski, iată, vroiam să ajungem la politică externă. Să admitem ipotetic că guvernul este format, se ajunge a avea un consens asupra unor probleme de importanță națională, cel mai vulnerabil va fi politica externă? Pentru că toți trei actori s-ar părea că nu împărtășesc aceeași viziune. Bine, eu urmăresc cu atenție declarațiile partenerilor noștri externi și mie mi se pare că ei până la urmă au acceptat că noi astăzi trebuiește să un pic să ne oprim cu teoria asta integrării Uniunii Europeană, nu suntem noi pregătiți. Adică ei, în principiu, am impresia că au dorința de a ne da un pic de respiro pentru ca noi să ne îmbunătățim situația economică Republica Moldova, situația drepturilor fundamentale pe teritoriul Republicii Moldova, să creez un parteneriat sănătos cu Republica Moldova în vederea democratizării și europizării țării și după aceea să se rea discuțiile asupra eventualii intrări în calitate de membru Uniunii Europeană. Noi astăzi nu suntem pregătiți pentru a intra în Uniunea Europeană și am eu impresia că Statele Unite înțeleg chestiunile date inclusiv și Uniunea Europeană. Și nu uităm că avem și conflictul înghețat de pe Nistru, care încă nu a fost soluționat. Nu are nevoie nimeni de o țară săracă cu un conflict înghețat, cu lipsă de instituții democratice în Uniunea Europeană. Aici eu copii bolnavi la dânși acolo. Asta este un bloc bazat pe anumite interese, inclusiv economice. Care este interesul să ne iei pe noi în Uniunea Europeană astăzi în starea în care ne aflăm noi? Domnule Bolea, două aspecte. Unul, sau prima întrebare este una tranșantă. Funcția de prim-ministru și de speaker, țineți cu tot din adinsul sau sunteți gata să cedați atunci când vi se propune, nu știu, funcții de miniștri, de alte instituții ale statului? Și al doilea, cu politica externă. Haideți, cu primul. Cu siguranță da, dacă s-a făcut oferta aceasta în conferința de presă. Dacă vorbim despre aceste două funcții. În ceea ce privește politica noastră externă, cu siguranță prioritatea pentru noi este implementarea acordului liber schimb. Pentru că tot ce spunea domnul Negacevski este foarte corect în ceea ce privește situația actuală a lucrurilor în Republica Moldova, că suntem extrem de săraci, că nu avem democrație, că nu avem o democrație funcțională, că nu avem un stat de drept funcțional și toate lucrurile astea pot fi făcute numai implementând acordul de liber schimb în buchea legii, până la virgulă. Pentru că anume acordul liber schimb semnat în 2014 prevede măsurile și reforme care trebuie să făcute în Republica Moldova ca să îmbunătățim situația esențial în Republica Moldova la toate capitolele, inclusiv și democrație, libertăți economice, etc. etc. Din acest considerent, cu siguranță eu n-am auzit niciun politician sau vreun politic din Uniunea Europeană care ne-ar fi spus că gata, mâine sunteți membri ai Uniunii Europene. Dar asta nu înseamnă că noi nu putem să implementăm acest acord ca să facem în Republica Moldova ca o viață să fie foarte și foarte bună. După mine, foaia de parcurs a următorului guvern, ar trebui să fie implementarea acordului liber schimb. Pentru că el este
practic, soluția problemelor noastre în ceea ce privește dezvoltarea Republicii Moldova. Dar viitorul guvern nu va fi foarte fragil? Poftim? Viitorul guvern, nu-l vedeți foarte fragil sub aspect politic? Sub aspect politic, cu siguranță, da. Dacă va fi un guvern minoritar, el în fiecare secundă poate fi eliminat. Dar ne asumăm aceasta pentru că, exact cum au spus colegii mei de platou, că atunci când vii și când știi ce trebuie să faci, știi cum trebuie să faci, la scurt timp demonstrezi eficiență în lucrul tău și atunci, practic, în afara faptului că muncești, ai susținerea poporului care vede cu adevărat că se întâmplă niște rezultate pozitive pentru țară. Da. Domnule Ghilețche, spuneți-mi, vă rog, noi cât de credibili putem fi pe plan extern în condițiile în care, admitem iarăși ipotetic, doamna Sandu și domnul Năstase obțin aceste funcții despre care vorbeau astăzi, pentru că au o misiune destul de dificilă și dumneavoastră aici o să punctați, cred că cel mai bine, aspectul financiar legat de finanțarea țării noastre este unul foarte complicat. În primul rând, probabil ar trebui să pornim de la deblocarea creditării țării noastre. Care este viziunea noastră? Bine, factorul extern, evident, este important. Nu știu dacă l-am înțeles corect, da. Domnul Găcevski, chiar dacă aspectul geopolitic deseori este exagerat, el totuși este prezent. El nu poate fi eliminat din ecuația. Adică noi suntem amplasați geografic într-o zonă în care separă estul de vestul, cum sunt mai multe interese, deci noi nu putem, repet, ignora dimensiunea geopolitică. Doar că nu aș vedea o problemă dacă s-ar forma o guvernare să, din nou, să se meargă prin cedere. Eu amintesc foarte bine cum în 2010, chiar și în 2009, după alegerile din 2009, dar și în cele din 2010, noi am fost nevoiți, când zic noi am în vedere Partidul Liberal Democrat, să negociem cu Partidul Democrat, care insista foarte mult asupra parteneriatului strategic Federația Rusă. Pentru Partidul Democrat acest parteneriat era extrem de important. Și în programul de guvernare am găsit formule prin care am lăsat spațiu și pentru un parteneriat cu Federația Rusă, dar totuși am pus accente și pe integrarea europeană. Adică poți găsi formule, dacă există voință politică, poți să depășești aceste divergențe. Acest lucru nu ar fi o problemă. Dar, evident, avem nevoie de relații foarte bune, special cu partenerii din vest. Nu e vorba doar de creditare. În această perioadă, partidul, sau mai bine zis, guvernul, condus de domnul Pavel Filip, a reușit, totuși, fără finanțare din exterior, să asigure o anumită creștere economică. Eu cred că sprijinul politic din afară e mai important și mai valoros decât creditarea. Pentru că atunci când ai o deschidere și o susținere, vin investiții, adică aceste forme de finanțare vin prin alte căi, nu neapărat printr-o creditare directă. Guvernul n-a primit 100 de milioane de euro. Bun, e o pierdere. Dar dacă era o deschidere și o colaborare foarte bună cu vestul, cu țările din Uniunea Europeană, atunci noi primeam mult mai mult decât 100 de milioane de euro care ar fi fost oferite guvernului în mod direct. Deci aceste relații sunt bune. Eu am pledat pe de altă parte de fiecare dată și pentru relații bune cu Federația Rusă. Doar că Federația Rusă, după mine, deseori ori nu vrea să înțeleagă, ori nu este în interesul lor ca să permite Republicii Moldova, așa cum spunea domnul Bolea, vedeți, a fost așa opusă rezistență când am ratificat acordul de asociere. Deci implementarea acordului de asociere și liber schimb este important. Eu cred într-adevăr că este important pentru Republica Moldova. El va duce, va ridica nivelul de bunăstare din țară. Deci, ca să concluzionez, problema geopolitică și problema relațiilor externe e o problemă importantă pentru viitoarea guvernare, dar ea poate fi totuși negociată, adică poți ajunge la un numitor comun, nu ar fi o problemă să găsești un numitor comun privind politica externă a Republicii Moldova. Și noi avem nevoie de relații bune, avem nevoie de relații bune și pentru a implementa acordul, dar și pentru a atrage investiții. Toate acestea ele funcționează așa într-un pachet împreună. Dar poate exista un guvern fără PD? Un guvern fără PD, un guvern poate exista fără orice partid, dacă există o majoritate și voință politică. Adică eu nu pun acum condiția un guvern cu PD, un guvern fără PD, un guvern cu blocul acum sau fără blocul acum. Adică e nevoie, repet, de o înțelegere și de asumare unei responsabilități politice în fața cetățenilor. Unde mai devreme, iarăși, guvernul minoritar, după mine, e o soluție proastă.
Dar o soluție ca să eviți alegeri anticipate. Da, una ca să depășești o anumită criză. Pentru că cei care guvernează trebuie să aibă în spate sprijinul alegătorilor. Și atunci dacă dumneavoastră aveți 26 de mandate, cam 20 ceva la sută, din 27%, 28% când din cetățeni. Cam așa. Da, cam în jur de 27-70% din cetățeni au votat pentru blocul acum. Atunci tu ai în spatele tău 27% din cetățeni. Ca să guvernezi, sigur, cât e mai largă coaliția, cu atât e mai credibilă guvernarea. Pentru că tu în spate ai votul unui număr de cetățeni și de aia îți asumi anumite responsabilitate. Cetățenii toți sunt diferiți și noi ca și politicieni, asta e problema pe care domnul Bolea deseori noi recunoaștem. Eu, iertați-mă așa, poate lipsa de modestie, totdeauna m-am străduit să fiu un pacificator, pentru că noi divizăm societatea, noi polarizăm societatea și această divizare și polarizare excesivă, ea pe urmă ne aduce în situații de criză. Pentru că oamenii deja, noi ne-am împărțit și noi ne-am demonizat așa de mult, încât ne teamă să ne așezăm la masă, discutăm unii cu alții. Uitând că suntem o țară, suntem ca o familie, vrem, nu vrem, toți sunt cetățenii în Republicii Moldova. Da, oamenii au viziuni diferite cu privire la politica externă, cu privire la alte politici care se implementează în țară. Dar totuși suntem cetățenii în aceleași țări și aici trebuie să... Pentru că până la urmă, ce văd eu astăzi, domnul Pan, uitați-vă, madam, uitați-vă, da. Eu văd, să vorbeam un pic mai devreme, domnul Agacevski, da. Totuși prevalează interesul politic peste cel național. Dacă ar fi interes național, ar fi și mai multe deschidere pentru cedare. Dar frica, sau cum zic, interesul ăsta politic, care este mult mai îngust și te gândești ce vor spune alegătorii tăi pentru că le-ai transmis un mesaj. Și aveți dreptate, nu vrei să fii învinuit că i-ai trădat. Dar de ce trebuie să vă semnați acel angajament? V-au cerut cetățenii semnați angajamentul? Nu ați vrea să l-ați semnat. Semnându-l, evident că v-ați micșorat spațiul de manevră. Deci faceți niște acțiuni care credeți că o să vă aducă dividende, dar pe urmă vă limitați spațiul ca să dialogați, să negociați și să formați o guvernare tot în interesul cetățenilor. Da. Noi am semnat acel acord, acea declarație, pentru că consideram și consideram atunci acum că vorbeam adevărul. Și lucrul ăsta trebuia consemnat printr-o semnătură, ca un fel de jurământ, chiar dacă el poartă un caracter. Mai târziu și Partidul Socialist a semnat cu referitor la un alt tip de parteneri, că nu vor trăda, etc., etc. Da. A lor a fost un pic diferit. Admiastră a fost, da. A avut o altă nuanță. Domnul Agacevski, cred că avem 3 minute în cadrul acestei emisiuni. Astăzi, în acest studio, s-a vorbit despre democrație, despre guvern minoritar. Eu vreau, pornind de atât de la acești doi termeni, să întreb următorul lucru. Guvernul minoritar riscă să calce pe aceeași greblă, și când zic lucrul ăsta mă refer la partajarea politică a instituțiilor statului, pentru că noi pe de o parte vorbim în campanie electorală, s-a vorbit despre scoaterea de sub control a instituțiilor statului, de sub control politic mă refer, acum nu riscăm să comitem aceeași gafă? Bine, până la formarea guvernului minoritar mă întorc să propun întâi votarea unui anumit pachet de legi, printre care o declarație politică, niște hotărâri de eliberare din funcția unor funcționari publici de rang înalt, inclusiv sistemul proporțional, să se revină la sistemul proporțional. Dacă observăm, în principiu, blocul acum atentează la funcțiile de procuror general, la funcția de director a Centrului Național Anticorupție, la funcția de director SIS și alte structuri care sunt importante pe teritoriul Republicii Moldova. În principiu, blocul acum ce spune? Uite, noi suntem dispuși să luăm și funcția de prim-ministru și funcția de speaker, dar voi nouă ne dați și procurorul general și directorul SIS și CNA, băi, dar așa, orice partid cred că vreți să fie, sunt într-o așa o guvernare, chiar asumându-și inclusiv și guvernul minoritar, ținând cont de instrumentele care se pun la dispoziție prin faptul că el accede la asemenea funcții ca director CNA și procuror general. Și eu mă tem că chestiunile date o să ducă la suprapolitizarea respectivelor instituții și o asemenea abordare este una injustă. Deci tu să creezi democrație prin anumite acțiuni nedemocratice de partajarea funcțiilor, eliberați funcțiile astea și noi să ne numim ci că anumiți funcționari integri, după mine, asemenea abordare trezește suspiciuni din start, privirea la buna credință a persoanei respective și dacă nu cumva e pur și simplu dorește să impună controlul personal asupra respectivelor funcții și impună privirea la politica externă. Deci politica externă, eu nu mai tem de integrarea, așa zis, implementarea acordului de asociere. Problema este că noi trebuie să ne diversificăm piața și să menținem relațiile bune, de bună vecinătate cu partenerii, inclusiv Federația Rusă, inclusiv ceea ce avem în ES. Și asta o spune și ambasadorul Statelor Unite ale Americii. Nu trebuie să scuipăm în vecinii noștri și trebuie să, chiar dacă vrem să implementăm democrație europeană, nu trebuie să uităm că noi avem și alți parteneri cu care
Din istoric, suntem în relații de bună vecinătate, de prietenie și trebuie să păstrăm, cred că, și relația respectivă și să diversificăm piața, să găsim și în China, și în Turcia, și în Japonia, unde avem posibilitatea să ne exportăm producția noastră, să atragem investiții. Domnule Nagachevski, după discuțiile de astăzi, iată de la președinție, excludem scenariul anticipatelor? Eu, scenariul anticipatelor nu poate fi exclus. Cu siguranță că nu poate fi exclus. Lucrurile devin mai interesante, mai încinse vor deveni spiritele. Eu sper foarte mult că nu se va ajunge la anticipate și oamenii vor înțelege că situația anticipatelor, așa zisele încălcări care le-au văzut ei în cadrul respectivelor ale alegerilor, o să le pare floricele. În realitate, eu nu știu cum o să petreacă lucrurile în genere în cadrul alegerilor anticipate. Și după mine, alegerile începate ar putea să aducă și o anumit gen de destabilizare pe teritoriul Republicii Moldova. Domnule Bolea, domnule Ghilețchi, domnul Nagachevski, eu vă mulțumesc pentru prezența în acest studio. Vă aștept și cu alte ocazii pentru a continua cele începute în această seară. Stimați telespectatori, eu vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. Rămâneți alături de noi. Pe curând!